În această seară, mesajul pe care vreau să-l prezint în fața dumneavoastră l-am intitulat Pe cine alege Dumnezeu? Pentru că tema este, așa cum o aveți și dumneavoastră pe program, foarte frumoasă, o inimă după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem pe cine alege Dumnezeu, funcție de ce alege Dumnezeu. Depărtându-ne de adevărurile sfinte, poate uneori am făcut alegeri firești. Și alegerile firești nu aduc binecuvântare duhovnicească. Aș vrea să ne uităm puțin la această istorie a Vechiului Testament, cum Dumnezeu a făcut transferul de la primul împărat al lui Israel, care era Saul, la următorul împărat al lui Israel, care era David. De ce a pierdut Saul chemarea, împărăția? De ce a pierdut tronul? Pentru un simplu fapt, că n-a ascultat de Dumnezeu. La început, alegerile s-au făcut a primului împărat al lui Israel în urma voinței și dorinței poporului. Vrem și noi să avem un împărat cum au națiunile din jur. Dă-ne un împărat! Și Biblia îl descrie pe Saul ca fiind cel mai înalt din Israel, cu un cap mai sus decât toți, da? Un bărbat zdravă. Și Samuel, când l-a văzut, a zis, ăsta potrivește de împărat. Și această alegere, bazată pe ceea ce se vede, se pare că l-a marcat chiar și pe profetul Samuel. Pentru că Dumnezeu, de puține ori în Biblie găsim că se lamentează și spune, îmi pare rău. Știți, în cartea Genezei, în prima carte, Dumnezeu spune, îmi pare rău că l-am făcut pe om. Are și Dumnezeu păreri de rău. Iar de data aceasta, în cartea 1 Samuel, Dumnezeu spune lui Saul, lui Samuel, Dumnezeu îi spune lui Samuel, îmi pare rău că l-am pus pe Saul împărat. Îmi pare rău. Mă rog înaintea lui Dumnezeu, niciodată Domnul să n-aibă regrete că ne-a ales, să zică, îmi pare rău că i-am ales. Îmi pare rău că i-am pus în slujbe. Îmi pare rău că i-am chemat. Îmi pare rău. Dar de ce, Doamne, îți pare rău? Întotdeauna când nu atingem scopul lui Dumnezeu, atunci când nu atingem țelul pentru care El îl vrea, când nu ascultăm de Dumnezeu, în inima lui Dumnezeu ridicăm regrete, păreri de rău. Ce-a făcut Saul? Un simplu lucru. Trebuia să meargă împotriva lui Amalec și să nimicească tot. Acesta era planul divin. Însă el a ascultat vocea poporului, după cum îi spune el lui Samuel, mi-a fost frică de popor. Și am cruțat pe împărat, am cruțat niște animale, doar cu un scop divin, cu un scop bun. Care e scopul? Să aduc jertfă Domnului. Și profetul răspunde, îi plac Domnului mai mult jertfele decât ascultarea de cuvântul Domnului? Căci neascultarea este tot așa de vinovată ca și ghicirea, ocultismul, vrăjitoria. Și toate acestea în Israel erau pedepsite cu moartea. Adică neascultarea este egală cu moartea. Fiindcă n-ai ascultat cuvântul Domnului, Domnul te leapădă astăzi și nu o să mai fii împărat. Greu a rostit Samuel aceste cuvinte. Biblia scrie că o noapte întreagă a plâns înaintea lui Dumnezeu Samuel. Și a zis, Doamne, te rog, schimbă-ți gândirea. Mai lasă-l pe Saul să fie împărat. Însă Dumnezeu i-a spus, nu te mai ruga, nu te ascult, l-am ales pe altul. Funcție de ce alege Dumnezeu? Vedeți, noi ca biserică și oamenii suntem întotdeauna captivați în a alege lucruri funcție de ceea ce se vede. Nu alegem funcție de ceea ce nu se vede. Adică, cu alte cuvinte, prețuim lucruri care n-ar trebui să le prețuim și la acele lucruri ne uităm.
Și nu ne uităm la lucruri la care chiar ar trebui să ne uităm. În generația noastră, a mea, a voastră, a dumneavoastră, de exemplu, la căsătorie, știi la ce se uită un băiat la o fată? Nu la caracterul ei. Se uită la ce? La frumusețea ei. Dacă e una mai plinuță, nu-i place. Dacă e una mai slăbuță, dar micuță, nu-i place. Și vrea cumva să fie una așa, cum e în imaginația lui, nu? Râdeți, nașrai. Că adevărurile se spun în glumă, spunea cineva, da? Asta e realitatea. Ajung să se căsătorească și se căsătoresc și dintr-o dată acea prea frumoasă fată în ochii lui cade și cade în fiecare zi. La fel se întâmplă cu fetele. Și fetele își doresc băieți să fie mai înalți puțin decât ele. Rare sunt fetele care se căsătoresc cu băieți mai mici decât ele. Că se gândește fata, dacă eu o să-mi pun tocuri și o să umblă pe tocuri și el e mai mic, păi eu o să mă uit la el, hei! Și eu am nevoie de cineva care să mă protejeze. Ne uităm la ce izbesc ochii. Ne ducem într-un magazin să facem cumpărături. Știți de ce se fac multe reclame la produse? Numai la produsele slabe se fac reclame. Țineți minte ce vă spun. Că la un produs bun n-ai nevoie de reclamă. Dar un produs slab are nevoie de reclamă. Și atunci produsul ăla slab, ca să se vândă, îl ambalează în cele mai frumoase ambalaje posibile, să fie atractive. Și îți sare în ochi ambalajul și zice, ăsta-i bun. Ăsta-mi trebuie. Și l-ai cumpărat, te-ai dus acasă, ai dat ambalajul la o parte și atunci... Înțelegeți, fetelor, dacă sunteți de calitate, nu trebuie să purtați un ambalaj de atracție. Înțelegeți, băieți? Nu trebuie un ambalaj de atracție. Nu exteriorul trebuie să atragă. Din păcate, în lumea firească, asta atrage. Ceea ce văd ochii. Bineînțeles că nu zic să te căsătorești cu unul care nu-ți place. Sau unul care poate are defecte fizice. Ai dreptul să alegi. Biblia spune, poți să te căsătorești cu cine vrei, dar în Domnul. Însă, asta le-o spune văduvelor. Însă, să fim foarte atenți. Nu contează așa de mult exteriorul, zice Dumnezeu, cât de mult contează interiorul. Pe cine alege Dumnezeu? La ce se uită Dumnezeu când alege? Iată că Isai, bărbatul acesta neînsemnat din Israel, a avut 8 feciori. 7 se pare că erau acasă și i-a chemat profetul pe el și pe feciorii lui la jertfă. Haideți să ne țuim să aducem jertfă Domnului. Dar de ce să aducem jertfă Domnului? Pentru că Domnul vrea să facă astăzi o alegere. O alegere în Israel. Și l-aduce pe primul băiat din casa lui Isai, pe Eliab. Și când se uită Samuel la el, se uită exact cum s-a uitat la Saul altădată. Un bărbat bine, un tânăr înalt, zdravăn, un luptător. Și a zis, ăsta-i bun de împărat. Și Dumnezeu îi spune, nu-i bun. Doamne, dar cum nu-i bun? Păi dar vezi că arată exact cum ne trebuie nouă. Nouă nu ne trebuie un păstor să fie gras, nici unul slăbănog, nici unul mic să nu se vadă după amvon. Ne trebuie unul frumos care să... Știu eu ce avem noi în imaginație. Cine l-ar fi ales pe Pavel păstor într-o biserică? Un om care era gârbovit. Un om care avea vederea slăbită.
și care alții trebuiau să-i scrie epistolele. Cine s-ar fi uitat la aspectul exterior și să zic că îl vrem pe Pavel, păstorul bisericii? Nimeni. Oamenii ne prețuiesc după ce nu mai suntem. Așa s-a întâmplat și cu Pavel. E prețuit acum și epistolele lui că nu mai e. Dar de l-am fi văzut pe Pavel fizic, nu l-am fi ales, nici în comitet. Și vine un al doilea fiu, Abinadab. Dar când vine Eliab, primul fiu, Samuel se uită la el și zice, ăsta-i, Dumnezeu îi spune așa, nu te uita la înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat ca împărat. Aș fi avut de gând să-l pun împărat, dar l-am cântărit înainte să-l vezi tu. Și nu-i bun de împărat. Vine al doilea fiu, Abinadab, l-a trecut prinaintea lui Samuel și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și vine al treilea fiu, Shama, trece și el prinaintea lui și tot mai confuz profetul. Doamne, zice, cum? Nici ăsta. Și toți cei 7 fii au trecut prin fața lui Samuel și niciunul era... Puneți-vă în papucii lui Samuel. Doamne, zice, chiar tu mi-ai vorbit. Chiar tu m-ai trimis în casa lui Isai Betle. Dar auzi, cu o ultimă speranță, mai ai unul? Mai am unul. Dar nu fi ăla. Pă ăla miroasa oi, ăla-i cioban. E cel mai tânăr. Nici n-are experiență. Pe ăla neexperimentat, pe ăla care miroase a oi, pe ăla care nu a fost niciodată în lupte, nu știe ce e aia o luptă, pe ăla să fie, nu vorbi așa, cheamă-l să vină, că nici nu mâncăm, nici nu bem, până nu vine și al 8-lea fiu. Și când apare David, mai când alege Dumnezeu, să știi că și fizic e frumos până la urmă. Zice, apare David, vine un tânăr cu păr bălai, adică blond, cu ochii albaștri, pătrunzător, frumos la chip, foarte frumos. Și nu mai zice Samuel, ăsta-i. Că mă gândesc că și Samuel se gândea, Doamne, dar rău alege. Chiar dacă e frumos, chiar dacă e chipeș așa, dar n-are experiență, miroase a oi. Și Dumnezeu îi zice, el este. Dragii mei, la ce se uită Dumnezeu când alege un om? Am auzit de multe ori spunând de expresia, frate, lasă-mă să mă îmbrac oricum, lasă-mă să fac orice, că Dumnezeu nu se uită la exterior. Dumnezeu se uită la interior. E adevărat. Dumnezeu mai întâi se uită la interior. Și apoi să știi că Dumnezeu se uită și la exterior. Oricât ai vrea Dumnezeu să nu se uite la exterior, Dumnezeu se uită și la exterior. Dar prima privire a lui Dumnezeu nu e la exterior. Poți să fii aranjat, poți să fii, cum îi fi, îmbrăcat frumos. Că Dumnezeu nu se uită la ambalaj. Dumnezeu se uită la conținut. Și Dumnezeu zice, dacă conținutul e bun, atunci și ambalajul va fi bun. De ce e importantă inima? Ce este inima? Când Biblia vorbește despre inimă, ea nu vorbește despre inimă ca și organ care pulsează sângele prin vene ca să-mi țină viața trupului. Un trup, atât ai viu câtă vreme inima pulsează și toate celelalte organe vitale funcționează normal. Când unul din mădulare se îmbolnăvește, omul mai poate trăi cât mai poate trăi, dar fără inimă nimeni nu poate trăi. Dacă îți scoate un plămân, mai poți trăi cu un plămân. Un rinic, mai poți trăi cu un rinic. Dacă scoate apendicul, dacă, eu știu, anumite mădulare, dar dacă îți scoate cineva inima, toate cele mădulare poate să fie perfect. Că trupul nu mai trăiește.
Nu e vorba de inima aceasta. Când Biblia vorbește de inimă, vorbește despre acea trihotomie pe care l-a creat, cu care l-a creat Dumnezeu pe om. Omul este creat din trei componente. Un component material și două componente spirituale. Componentul material este trupul. Trupul acesta e materie, e pământ, e țărână. De multe ori mă duc la înmormântări și mă uit și zic, mă, urâtă-i moartea. Oricum o împopoțează cu flori și cu coroane. Mă, urâtă poate fi moartea asta. Păi trupul ăsta care l-ai purtat prin lumea asta, care l-ai hrănit, l-ai dus peste tot, în vacanțe, l-ai dus în cruzuri, l-ai dus în... Unde ai vrut și n-ai vrut? În Dubai, nu știu pe unde l-ai dus. Și la un moment dat să-l vezi între patru scânduri, îl coboară la șase fiți sub pământ și trage pământ peste el. Ce urât e! Dacă n-am avea credința în Dumnezeu, parcă așa urât, n-are niciun sens viața asta. Vreau să vă duc imaginația în altă parte, să nu rămâneți aici. Dar e urât. Dar știți ce e frumos? Că omul nu-i doar materie. Că materia se transformă în lut. Se descompune. Omul este și o parte spirituală, are duh și suflet. Duhul nu este altceva decât acea scânteie de viață care Dumnezeu a pus-o la creațiune în noi. Zice Biblia, Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului și i-a făcut trupul ăsta, da? Ăsta e făcut din țărâna pământului. Ăsta era ca o statuie, nu mișca. Dumnezeu i-a suflat în nările omului suflare de viață. Și Duhul acela lui Dumnezeu, suflul acela a intrat în trupul omului. Și dintr-o dată omul a început să miște, să gândească, să vorbească, să fie asemeni ca Dumnezeu, fără de păcat. Ei, la intrarea Duhului acela lui Dumnezeu în trup, la întâlnirea Duhului lui Dumnezeu cu trupul uman, a luat naștere sufletul. Sufletul este rațiunea, sentimentele și voința. Adică inima. De asta vorbește Biblia. De sufletul tău, de sufletul meu. Când Biblia vorbește de inimă, vorbește de suflet. De ceea ce ești tu, de ceea ce sunt eu. Înaintea lui Dumnezeu, noi nu suntem trupuri. Înaintea lui Dumnezeu suntem suflete. Spune Apostolul Petru că pe vremea potopului Dumnezeu a salvat câte trupuri? Niciun trup. Ce scrie acolo Biblia? 8 suflete. Înaintea lui Dumnezeu sunt suflete. Noi suntem aici suflete. Pentru că nu ambalajul exterior contează, ci ceea ce ești tu contează. Ceea ce ești tu în interiorul tău, ceea ce ești tu în sentimente, în rațiune, în voință, asta contează. Și prin urmare, Domnul Iisus spune, inima e sediul central al sentimentelor. Auziți? Puneți, vă rog, Marcu, capitolul 7, versetul 21. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus, Marcu 7, cu 21. Ce spune Domnul Iisus că dinăuntru, adică de unde dinăuntru? Din conținut. Câți oameni nu sunt îmbrăcați frumoși pe din afară? Și arată bine, da? În exterior. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, următorul verset, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșenăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, următorul verset, toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și murdăresc pe om. Asta te murdărește. Asta te face urât. Ceea ce iese din interior. Prin urmare, Dumnezeu nu alege funcție de poziția socială, Dumnezeu nu alege de funcție de vârstă. Dumnezeu alege și bătrâni, alege și tineri. Dumnezeu nu alege pe cei mai mari neapărat. Nici pentru cei care arată bine doar în exterior. Ci Dumnezeu alege funcție de ceea ce e în inima omului.
În Ioan 6:70, Domnul Iisus spune, nu v-am ales eu pe toți cei 12? Și totuși unul din voi este un drac. Aștepta Domnul Iisus o schimbare în inima celuia care era un drac. Însă nu s-a realizat niciodată. Aș vrea să vedem câteva tipuri de inimă. Biblia vorbește despre câteva tipuri de inimă. Și aș vrea să-ți analizez bine inima. În seara asta nu eram eu programat să predic. Însă, lipsind predicatorul, îmi revine această sarcină și aveam acasă un test al inimii. Și aș fi vrut să vi-l aduc, dar poate cu o altă ocazie, să-ți faci un test al inimii. Acest test al inimii l-am întâlnit când am fost la conferința din România, acum la Sovata, și fratele păstor Victor Câmpianu a avut un seminar foarte frumos în care a prezentat acest test al inimii. Nu era conceput de el, era conceput de alții, dar mie mi-a plăcut. Cum să-ți testezi inima și să-ți dai o notă dacă inima ta, din tipurile de inimă pe care le prezint, face parte din una din aceste tipuri. Nu poate din toate tipurile, doar din una. Auziți, iată câteva tipuri de inimă. Iacov, capitolul 4, versetul 8. Poți să-mi pui, te rog? Auziți acolo, apostolul Iacov vorbește de un tip de inimă. Iată, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Știi cum arată oamenii cu inima împărțită? Oameni care și cu Dumnezeu și cu lumea. Ăstea și fură, dar și se roagă. Și minte, dar și vine să cânte. Și bârfește, și urăște, dar și vine să postească și să stea în biserică frumos. Nu există mai mare scârbă înaintea lui Dumnezeu, iertați-mi expresia. Nu poate fi ceva mai disgusting pentru Dumnezeu decât să fie oameni cu inima împărțită în poporul Domnului. Dumnezeu nu apreciază oameni cu inima împărțită. Oameni care iubesc în față, dar urăsc în ascuns. Dumnezeu nu apreciază oameni cu inima împărțită. Până când vei medita între două stări? Cât o să mai fii și cu lumea și cu Dumnezeu? Cât o să mai fii ipocritul pe care îl detestă Dumnezeu? Dacă o ai o astfel de inimă, mă rog în această seară Dumnezeu să-ți schimbe inima. Ziceți amin. Dar dacă nu ziceți amin, înseamnă că niciunul în biserica asta nu-i cu inima împărțită. Slăvit să fie Dumnezeu. 2. Oameni cu inimi reci. Psalmul 119, versetul 70. Oameni cu inimi reci. Adică oameni fără inimă, mă. Auzi în Psalmul 119, versetul 70, spune că așa, inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu mă desfătez în legea ta. Stai lângă oameni care tu ai niște probleme și te frămânți și nu știi cum să ieși de probleme și ăia din jurul tău nici nu le pasă. Mă, oameni buni, dar nu vă pasă că uită prin ce probleme? Nu. Încep să-i spui la unul, încep să-i spui la altul de problemă, o, Domnul să te binecuvântează, merg mai departe. Parcă nici nu te aude. Nu o să știi ce înseamnă oameni cu inima grasă ca și grăsimea nesimțitoare decât când vei ajunge tu în situația respectivă. Când tu o să ajungi în situația respectivă și o să treci printr-un necaz, atunci o să-ți dai seama ce înseamnă să ai în jurul tău oameni nesimțitori, oameni fără inimă, oameni cu inimi reci, atunci o să-ți dai seama. Știți, există anumiți frați de ai noștri români, eu iubesc pe toți românii, așa cum îți, buni și răi, îți frații mei. Dar sunt unii care se duc la biserici americane, că nu le place la biserică română, nu bat apropo nimănui, să nu zâmbiți, că nu bat apropo. Vorbesc de aia care se duc numai la biserici americane, nici nu mai vin la biserici române. Și la bisericile americane se duc acolo, e fain, mă, americanii-s, vai, mă, or fi și americanii, Domnul să-i binecuvântă, că or fi și ei mântuiți, nu numai românii or fi mântuiți, fiți liniștiți. Dar ăștia nu mai vor să audă de români.
Dar de se întâmplă o nenorocire, de se întâmplă un necaz, sau cumva trebuie să se... asta nu e nenorocire, să însoare, să mărite. Știți unde vin? La români. Îs bun românii, mă. Că românii pun bani la nuntă. Românii se ajută la mormântări, fac colecte, dau bani. Păi vine un american la nuntă, spune $25. De ce să faci cu $25? Asta e realitatea. Dragii mei, vreau să vă spun, și eu am trecut prin situații grele, dar am simțit căldura fraților. Când Emanuel trecea prin probleme, niciunul nu a venit să-mi zică vreodată un cuvânt jignitor și vă mulțumesc pentru asta. Dar am simțit că v-ați rugat pentru noi. Când el a intrat în apa botezului și când am văzut atmosfera din biserică și frați și surori care plângeau, atunci mi-am dat seama cât de mult au simțit frații și surorile cu noi. Chiar dacă niciodată nu mi-au spus în cuvinte. Dar atunci am simțit acea căldură a dragostei și am văzut o bucurie a bisericii că Emanuel o cheia legământ cu Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu că numai el l-a schimbat și astăzi îi unde îi, că harul lui Dumnezeu a fost mare. Dar să simți o inimă caldă în mijlocul atâtor inimi răci și nesimțitoare, e un mare har. De aceea să ne prețuim unii pe alții. Puneți, vă rog, Isaia 26:3. Oameni cu inimi tari. Celui cu inima tare, tu îi chezăsluiești pacea. Adică îi dai pacea, îi așezi pacea. Da pacea că se încrede în tine. Știi ce mult contează să ai o inimă tare, încrezătoare în Dumnezeu? Când vorbim de inimă ca și organ, inima ca și organ este când devine slabă, nu mai poți întări cu nimic. Și sunt oameni care s-au dus la medic și le-au spus medicul așa: omule bun, inima ta mai funcționează 30%. Știi ce înseamnă asta? E slabă inima. O slăbit motorul vieții. Și omul respectiv zice: nu mai pot să urc treptele că obosesc. Nu mai pot să fac anumite lucruri, să merg nu știu cât că obosesc. Pentru că o slăbit inima. Din punct de vedere spiritual, inima noastră cum e, slabă sau tare? S-ar putea să avem inimi slabe. Trebuie să construim ceva. Doamne, dar cum putea noi? Știți, ne uităm ca și cei 10 la slăbiciunile noastre. Și poate nu ne uităm ca cei 2 la puterea lui Dumnezeu. N-am să uit niciodată experiența din această biserică. Era anvonul în cealaltă parte. Era doar clădirea asta veche. Și a venit odată fratele Cornel Urs. Eram atunci cu proiectul să construim o biserică nouă. Și unii ziceau da, alții ziceau nu. Pur și simplu nu știam ce să fac. A venit fratele Cornel Urs în biserică și a avut o lucrare în plenul bisericii. Bărbatule, așa vorbește Domnul. Dacă te încrezi în mine și dacă te vei încrede în mine, planul care îl aveți, începe-l și îl duci la bun sfârșit, că eu Domnul te voi ajuta. Eu Domnul voi fi cu voi și vă voi da izbăvire. Habar n-avea fratele Cornel Urs de absolut nimic de ce era în biserică. Pentru că venise ca musafir atunci în seara aia și apoi pleca. N-a avut timp să stea de vorbă cu nimeni. Și la final mi-a spus: planul care îl ai, frate Nelu, trebuie să-l faci. Nu mai vreau să intru în detalii, de ce nu l-am făcut. Dar m-aș ruga acum, mai ales la acest plan, să ne mai vorbească o dată Domnul. Eu sunt convins că dacă Dumnezeu vorbește, Dumnezeu are puterea să ducă la îndeplinire. În clădirea asta, în care am băgat poate aproape $1,000,000, 400 aici și vreo 500 dincolo. Sau invers, nu mai știu. N-ați fi crezut că noi am putea face așa ceva. Și totuși am făcut. Că măi, atunci când te ajută Dumnezeu, te ajută Dumnezeu. Că trebuie să faci lucruri și prin credință, nu numai prin vedere. Dumnezeu să ne ajute.
Matei, capitolul 5, versetul 28. Ce spune Domnul Iisus? Sunt oameni cu inimi păcătoase. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, unde să o poftească? În inima lui să o poftească. Că prima dată inima poftește, ochii văd, inima poftește și mâna vrea să ia. Aș fi prea curvit cu ea în inima lui. Cercetează-ți inima și să ne cercetăm inima, frați bărbați. Dacă nu cumva uitându-ne în adunare sau în afară, nu cumva am poftit și noi? Nu cumva am zis în mintea noastră lucruri care dacă s-ar arăta pe acest ecran, ceea ce am gândit în inima noastră ne-ar fi rușine? Mai mult decât pe acest ecran, Dumnezeu ne vede inima. Inimi păcătoase. 2 Petru 2 cu 14. Inimi lacome. Pune-te, rog, 2 Petru 2 cu 14. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc suflete nestatornice. Au inima deprinsă la lăcomie. Sunt niște blestemați. Și zice apostolul Petru, unde sunt ăștia? Citiți contextul. Chiar în biserică. Pătrund în biserică falși, intruși, se erigează în creștini și nu-s, n-au naștere din nou, cu inima plină de lăcomie. Și aș vrea să închei pozitiv, timpul s-a dus. Există și oameni cu inimi curate. Matei, capitolul 5, versetul 8. Sunt cuvintele lui Iisus. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb, frați și surori din Biserica Maranata, vreți să-L vedem pe Dumnezeu? Haideți să ne curățim inima. Putem să facem o rugăciune în seara asta ca și David și să spunem, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Pe acela îl alege Dumnezeu. Știți la ce s-a uitat Dumnezeu când s-a uitat la David? Nu la fața lui, nici la părul lui bălaie, nici la statura lui, că era frumos. Dumnezeu s-a uitat la inima lui David. Știți ce a zis David lui Saul când era în peștera En Gedi? De ce mă urmărești ca pe o fiară? Striga David în urma lui Saul. Domnul să judece între mine și tine. Eu n-am o inimă murdară, n-am o inimă rea. N-am o inimă plină de viclenie. De ce asculți tu de oamenii din jur care te influențează negativ împotriva mea? Dumnezeu astăzi mi te-o dat în mână, dacă aveam o inimă murdară, dacă aveam o inimă care nu era după inima lui Dumnezeu, astăzi puteam să te ucid, știi? A fost uns David împărat, dar nu s-a dus David imediat să ia tronul. Știți cât a durat până când David a luat tronul? Cât a durat până David a luat tronul? Ziceți! Vă dau o temă să vă uitați acasă. Cât timp a durat David până când a luat tronul lui Saul? Că n-a fost imediat. Au fost ani de zile. Și David, dacă n-ar fi avut o inimă curată înaintea lui Dumnezeu, David ar fi zis, Doamne, dar tu m-ai uns împărat. Acum mă duc și vreau să-l termin pe Saul ca să iau împărăția. El a așteptat până când Dumnezeu i-a dat împărăția. Asta face un om cu inima curată. Un om cu inima curată este un om care așteaptă până când Dumnezeu îl pune în slujba în care îl pune. Nu trebuie să se împingă el. Nu trebuie să se lupte el. Nu trebuie să creeze el subterfugii, ci Dumnezeu, la momentul potrivit, te va pune în locul potrivit. Dacă tu ai răbdare și asculți, Dumnezeu îți testează inima, dacă ți-e curată sau nu. Știți ce a spus apostolul Petru la Simon în 8 cu 21 Faptele Apostolilor? Când Simon a zis, vă dau bani. Dați-mi și mie darul acesta, peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt.
Păi Domnul i-ar fi dat și lui Simon botezul cu Duhul Sfânt. Dar nu i-o dat. Știți de ce nu i-o dat Dumnezeu? Pentru că Petru, dacă Petru a văzut cu cât mai mult Dumnezeu, a zis, fiul dracului, vrăjmașul oricărei neprihăniri, cum poți tu să faci lucrul acesta? Atunci când au început să-i laude pe apostoli, iar apostolul Petru spune, banii tăi să piară împreună cu tine. Tu n-ai nici sorți, nici parte în toată treaba asta. Căci inima ta, cum îi? Nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Inima ta nu-i curată. Nici inima celui care a vrut să-i laude pe apostoli n-a fost o inimă curată, deși păreau intenții bune. Nici inima lui Simon n-a fost o inimă curată care a vrut să le dea bani apostolilor, deși păreau intenții bune. Însă apostolii au fost în acord cu Dumnezeu. Aș vrea în această seară să ne cercetăm inimile și să-i spunem Domnului, Doamne, curățește-ne inima. Vrei să pleci în această seară cu o inimă curată? Vrei să te aleagă Domnul în ziua aceea pentru împărăția Lui? Numai oameni cu inimi curate vor intra în împărăția Lui Dumnezeu. Cei cu inimi murdare nu vor intra. Chiar dacă s-au botezat, chiar dacă au venit la biserică, chiar dacă au dat bani, au făcut lucruri extraordinare, au cântat în cor, poate au fost în comitet, poate au fost în slujbe. Numai oameni cu inimi curate vrea Dumnezeu. Haideți ridicați înaintea Domnului să ne închinăm Lui.